Bună dimineața, băi și fete, și bine ați venit la o nouă reacție de-a dreptul înfricoșătoare. Ați auzit foarte bine, fraților, mă numesc Marusiancu, iar astăzi fac de departe cea mai creepy reacție de pe acest canal. Dacă vă uitați pe canal, fraților, am postat peste 100 de videoclipuri, însă niciodată nu am avut un sentiment așa, pot să zic un sentiment nașpă, un sentiment de frică când să fac o reacție, deoarece astăzi, băieți, este ceva, foarte, foarte nașpa. Mai exact, vom reacționa la un short horror film care este făcut după fapt real, mai exact după o declarație de la poliție. Ca să înțelegeți și voi cum stă treaba, într-o noapte la ora 1:30 dimineața, o femeie a făcut un apel la poliție și a spus că în dormitorul ei se află o figură necunoscută care se uită la ea. Adică nu înțelegi dacă e om, ce o fi chestia aia, însă e cineva în dormitorul ei care se uită la ea. Și boys, e foarte, foarte nașpa. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți episoade de genul. Și eu zic să reacționăm. După cum v-am spus, fraților, nu este nicio vrăjeală. Puteți vedea chiar acum pe ecran că poliția a raportat undeva la 1:33 last night that a young woman woke up and observed an unknown figure standing inside her bedroom. Adică poliția a spus că a avut un caz la ora 1:30 dimineața, când o tânără i-a sunat și s-a trezit din somn și i-a sunat și le-a spus că în camera ei se află o figură necunoscută care se holbează la ea. Short horror film se numește Unknown, adică necunoscut, și eu zic să începem reacția, fraților. Mamă, mamă, cât de interesant o să fie. Stați că mi-am luat căștile invers de atâta entuziasm. Mamă, cât de tare o să fie. Hai să vedem, boys. Și gândiți-vă că, bă, chestia asta s-a întâmplat în viața reală. Asta e foarte, foarte nașpa. Femeia, hopa, că mai e. Femeia a țipat in the figure fled through the open bedroom window. The suspect is believed to still be out there on streets. Și că femeia a țipat și figura a reușit într-un fel să iasă, să iasă pe fereastră. Și se crede că suspectul, adică figura, na, despre care acest short horror film o să vedeți acum, încă mai este pe străzi. Adică în momentul de față, figura, persoana aia, orice ar fi chestia aia, încă e în libertate. Și că, baba, asta e și mai nașpa, băi, mai bine nu mai spunea chestia asta. Hai să vedem care-i treaba. Bun, aici văd, cred că e o casă, nu? Mama, se aude poliția, frate, se aude poliția. Prezentat de, hai să vedem, mama, mama, băi, Sunset Studios. Ăștia sunt băieții care au făcut short horror filmul, știi ce zic? Hai să vedem. Bun. Direct de Tyler Scott, hai mă începe, bun. Hai să vedem. Următoarea zi, asta se întâmplă următoarea zi, după incident, cred. Hai să vedem. Am ok. Ok, asta e fata. Mamă, tu se aude ceva. Ok, asta cred că se întâmplă următoarea zi după incident. Mamă, să nu-mi ia ceva tare. Bă, dar tot mi-a arătat acolo. Eu nu fac pe nimeni pe geam. Oulă, e bada, e cineva la asta. E cineva la asta. Deci ea, boys, cred că, nu știu dacă am înțeles bine, însă ori acum o să raporteze cazul ăla, n-achii ceva la ea în dormitor, ori a raportat noaptea trecută. Bun, asta e ea. Se pune să se culce sau care treaba, dar zic că e cineva acolo după ea. Citește o carte. Ai grijă, sora mea, mama acolo. Bă, 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 parcă e cineva. Bă, da, e cineva acolo, nu? Bă, e cineva acolo. Dacă vedeți, nu? Da, măi, mamă, și-a plecat. Acum cred că ea și-a dat seama că e cineva acolo. Deci, da, cred că ăsta e făcut a doua zi după incident. Bun, a văzut ea pe cineva acolo. A bătut cineva la ușă. Sora mea nu răspunde la ușă. Nu, 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 nu. Mamă, nu-i bine dacă răspunde la ușă, pe bune. Dacă răspunde la ușă, o să fie nașpa. Se uită pe vizor, nu-i nimeni. Mamă, te uiți pe vizor și nu-i nimeni. Când a sunat cineva la ușă, te crezi deja într-un film horror. Hai să vedem. Mamă, băi. Băi, frate meu, băi. Bă, deschide ușa, bă. Băi. A deschis ușa, dar... Mamă, se deschide aia din spatele tău, băi! Bă, tu n-auzi? De... A intrat cineva în casa ei, cred. Nu sunt sigur.
Mamă, dar ea îi se face rău, sau care e treaba? Ok, și o fică îi se face rău și se duce în dormitor, gen. Știi? Și acolo, acolo se întâmplă acțiunea. Bun, se mișcă astea. Da, mă, oh, și-a luat bâta. Jeez, man. Iată că acum începe. Da, mă, soara mea. Toate, că ești amețită. Deja tremur toată. Ce e să faci tu cu bătaia? Știi ce zic? Mamă, uită-l pe ăsta. Dar nu în camera aia s-a dus el. Ba nu, aici a închis ușile. Deci închide ușile peste tot, ok. Aoleu, mamă, ce mă sperie, bă, astea. Mamă, și aici cred că e dormitorul ei, nu? O fi că aici e dormitorul ei. Mama, ai grijă, sora mea. A plecat cineva cu mașina, dar nu cred că a plecat ăla, sau? O fiică ea a văzut mașina și crede că a plecat ăla și lasă băta jos. Ba nu, a închis acolo. Oh, aia fi fereastra pe după care a ieșit ăla atunci. Dar știți că a zis că... Știți că a zis că era cineva în dormitor și a ieșit. Gen, a reușit să iasă până să vină poliția. Ok, fiți atenți, deci cred că acum se întâmplă de fapt acțiunea, gen. Adică ea se spară pe dinți și se duce acum în dormitor. Și o să observe pe cineva, cred. Cred că așa o să fie, dar nu sunt sigur. Aoleu, mamă, mamă, ce m-a speriat. Băi, băi, da. Ok. Da, și acum e în dormitor, da, mă, acum de fapt se întâmplă, sau? Încă nu sunt în clar, fraților. Da, mă, uite, ea se pune acum în dormitor. Se culcă. Și apa se toarce, cred că îl vede pe ăla. Ia uite-l pe John-ul nostru. Ia uite-l cum iese din dulap. Sau de unde iese? A, ba nu, pe ușă. Ba nu, din dulap? Se aude ceva. Mama, spart asta. Oh, aoleu. Aoleu, aoleu. Aoleus! Mama, deci asta n-are nicio treabă cu țipatul. Ok, băieți, și aici s-a terminat. Deci, bă, cred că inițial. Bă, a fost interesat, fraților, doar că, bă, actrița asta, deci actoria ei a fost foarte, foarte proastă. Câteodată chiar îmi venea să râd, zic, adică acum la final pare că ea voia să țipe, dar și să râdă. M-a speriat numai atunci când a apărut ăla în spatele ei, știi ce zic, atunci m-am speriat așa puțin, dar în rest nu prea a fost așa de creepy, însă na, băieți, e după fapt real. N-așpa întâmplarea în viața reală, dar actoria lui femeia aia să mare e zero pe bure. Dar acum, fraților, tot pe subiectul ăsta mai avem încă un short horror film foarte, foarte scurt care se numește Who's There, adică cine este acolo, și tot tipa chestia aia că e cineva la tine în casă. Despre asta e videoclipul ăsta, boys. Știi ce zic? Adică, hopa, mamă, dar ăsta o să presiun că o să fie mai mișto decât primul. Vă dați seama, bă, primul ideea a fost mișto, doar că, na, așa, filmul a fost de nașpa. S-a auzit ceva, frățiorul meu? S-a deschis ușa. V-a zis, la primul nu mai a fost mișto, în rest nu prea. S-a deschis ușa. A intrat cineva la tine în casă, omule. Te-ai prins, eh? Da, închide uși. A, sau nu? Mamă, iară s-a auzit ceva. Aoleu, nu-i bine, nu-i bine deloc. Pă bune că nu-i bine. Tot se deschide ușa. Înseamnă că e cineva acolo care o închide și o deschide, nu? Adică el o închide și ăla o deschide. Așa ar fi logic, da. A închis. Pă bă, dar închide și ăla, pune-l. A, ai dat așa, da, ai închis ușa.
Thor. Păi bă, dar de ce nu închide așa de-i prost? Mam. Mam. Mamă, vine cineva tu pe el. Mamă, ce scut digitele alea, boys. Aulă, mam. Asta a fost. Bă, ce a fost asta, boys? Bă, ce a fost? Ok, fraților, ăsta a fost al doilea short horror film. Nu știu dacă pot să-l numesc short horror film. A fost foarte, foarte scurt. Ei bine, fraților, cam atât a fost cu episodul din această dimineață. Bă, ideea e că, na, mi s-a părut foarte interesantă ideea. Deci, trebuie să recunoașteți, boys. Deci, ideea și, na, interesantă, dar e și tristă în același timp. Doar că short horror filmul a fost făcut puțin cam nașpa. Eu am fost Marusian, cu ne vedem mâine cu episod nou tot pe la ora asta. V-am pa pe toți, pa, pa.